Bună seara! Suntem din nou în direct. Astăzi avem o invitată specială. Din anul 1993, în Republica Moldova, activează un program foarte interesant care permite tinerilor să ajungă în America pentru un an de studii plin. Trăiesc în familii de americani, au diferite activități acolo și la acest program, în toată această istorie a programului FLEX, au participat circa 1000 de tineri din Republica Moldova și, evident, și din Cahul. Astăzi discutăm cu Vlada. Vlada este elevă în clasa 12 la Liceul Teoretic Ion Creangă din Cahul și cam o lună în urmă s-a reîntors din SUA, unde a fost în baza acestui program. Bună seara, Vlada! Bună seara, bine v-am găsit! Spune-mi, te rog, ce trebuie să facă un tânăr din Cahul, un tânăr din Moldova, ca să ajungă în America? Pe lângă faptul că trebuie să participe la toate preselecțiile și așa mai departe. Corect. Programul FLEX caută tineri foarte activi, tineri care se implică, tineri care participă în voluntariat, în activități extracurriculare, în cluburi, în școli de artă, școli sportive. Tineri care doresc o schimbare și caută schimbarea, și anume prin faptul că pleacă în Statele Unite, ei îmbunătățesc niște calități, vin înapoi și implementează abilitățile de acolo, le implementează în proiecte aici acasă. Tu ce ai făcut în SUA? Așa, în primul rând, experiența mea a fost minunată. M-am dus la școală. Am trăit într-o familie gazdă. Familie americană, familie cu un singur copil. Am avut o soră gazdă, 7 ani. Ne-am înțeles foarte bine, cu familia ne-am înțeles general bine. Am participat la o școală, da, școală americană. În prima zi m-am dus și eram așa, eram foarte stresată cum o să reacționeze. Ei sunt foarte prietenoși, se apropie, de unde vii, cine ești, de unde, Moldova, da, Moldova, eu nu știu unde, eu îți povestesc. Și tot așa, întrebări despre țară. Și mai târziu afli că sunt, îți alegi programul, că la e foarte bine sistemul asta cu învățământ, că îți alegi ceea ce vrei să înveți. Și totodată te implici în activități după școală. Ei au multe sporturi, ei au multe cluburi, cluburi de lideri, cluburi de vorbire publică, au așa chestii, club de artă, club de muzică, de toate. Este tot ce vrei, tot faci. Te implici unde poți, cât vrei. În afară de chestiile astea, foarte mult au cluburi de voluntariat și poți să alegi anume locuri, chiar și în comunitatea ta, unde poți să faci voluntariat. De exemplu, locuri, da, locuri, unde stau animalele, da? Azilurile astea, da, pentru animale. Pe urmă, biblioteca, la ei foarte mult se organizează pentru copii și lor îi place când organizez pentru copii și, de exemplu, citeam la bibliotecă și părinților și copiilor le plăcea, accentul meu este european și toți îmi făceau complimente că ce bine te exprimi în citit, ce pui accent, ce foarte frumos. Și îmi plăcea foarte mult chestia asta și că mă implicam cu copiii și la general voluntariat și eram activă. Spuneai că îți alegi programul singur. Ce ai învățat un an academic, da, în SUA? La școala mea, sunt în funcție de școală, poți să alegi acolo 5, 7, 8 obiecte. Eu am luat la general, în primul rând, programul FLEX cere limba engleză, nu matematică, limba engleză și istoria americană. Pe lângă asta, depinde de organizații, poate să ceară guvernul american, ceea ce am luat și eu, dar deja în doilea semestru, că sunt programe care le iei tot anul, sunt programe care le iei pe semestru, semestru 1 sau 2. Eu am luat, de exemplu, primul semestru, tot anul am avut istoria americană, tot anul am avut limba engleză, tot anul am avut matematică avansată, tot anul am avut biologia de nivel 2, tot anul am avut art avansat, tot anul am avut band, ceea ce se traduce ca o trupă, și unde înveți instrumentele muzicale, dar primul semestru am avut o oră liberă, care le numește study hall, gen nu faci, ora este dedicată temelor pentru acasă și ai o oră și faci temele pentru acasă, în loc să duci acasă, le faci. Dar în doilea semestru am făcut guvernul american, pentru că programa mea cerea guvernul american. Ce e asta? Pentru noi... Da, e foarte interesant. Înveți despre bazele democratice ale Statelor Unite, puțin despre istoria lor din guvern
Și în timp, despre președinți, despre... Eu cred că am impresia că știu mai mult anume guvernul american decât al nostru. Foarte mulți pun accent, de exemplu, pe Constituție, punctele Constituției, legea lor, adică bazele astea din guvern. Și la urmă chiar profesorul mi-a dat așa o distincție și ei aleg la mine școală, au avut diplome oferite elevilor și ei aleg un elev și chiar mi-a dat la urmă și mi-a spus că tu știi istoria guvernului și istoria americană mai bine decât toți americani. Și eram, mă mândream de faptul că da, străină și încă dădea exemplu la elev că străină vinte din Europa știe mai mult despre guvernul american decât americanii. Pentru ce trebuie să știe un tânăr istoria, bine, nu ca țării, dar guvernilor, a guvernanților, a celor care au făcut? Da, în primul rând, dacă da, duci într-o țară și faci parte din, cât de cât, pentru puțin timp, ești parte în area dată și, de exemplu, dacă apare o conversație legată de chestia asta, măcar să știi despre ce e vorba, să te implici tu un pic, să cunoști din istorie, câteodată sunt evenimente importante, care ei au multe sărbători naționale și dedicate persoanelor care tu poate nu știi cine sunt, dar ei știu. Și e foarte bine să cunoști chestia asta și să nu dai întrebări. Că, pentru noi și lor li se pare că e ceva general care toți trebuie să știi. Da, Qatar, în afară de America, mai sunt și alte țări. Ei foarte mulți învățați cu America, Statele Unite lor, țara lor. Dar puțini care se plece, se exploreze în afară. Dar noi nouă ne place să ne ducem să vedem ce e acolo, dar ei mai puțin ies din area, din zona lor de confort. Și se primește că e bine să știm, pur și simplu să ne informăm, să avem de unde și despre ce discuta. Să nu plecăm departe, tu ai văzut diferența dintre sistemul de învățământ moldovenesc și cel din Statele Unite. Ce ne-ar trebui nouă aici? La liceu, la școală? Ce da. Obiecte, ce abordări? Eu cred, de exemplu, că sistemul lor mi-mi place foarte mult. Și faptul că nu te încarcă cu ceea ce poate nu știi. Ca să înțelegi, să nu mă înțelegi greșit. E tot au un sistem că trebuie să ai 4 ani de limba engleză, la liceu anume. Trebuie să ai 4 ani de matematică, trebuie să ai 4 ani de educație fizică chiar. Trebuie să ai 3 ani de știință. Asta înseamnă că tu poți să faci un an biologie, un an chimie, un an fizică. Poți să faci un an biologie, a doilea an biologie a 2 și a treilea an altceva. Poți să faci știința din natură. Un an, doi și așa mai departe. Trebuie să alegi, când vorba de educația fizică, dacă nu poți să faci educația fizică, faci band, trupa. Nu faci una, faci alta. Așa e un fel de, pentru aceștia care nu poți să facă educația fizică. Pe urmă este dacă nu poți să faci artă, trebuie să ai un an de artă, un an sau doi. Dacă nu poți să faci artă, trebuie să iei o limbă străină. Anume ceva trebuie să fii, trebuie să câștigi undeva creditul ăsta. Să nu faci 4 ani la rând, că e 4 ani de liceu, nu trebuie să faci 4 ani la rând numai matematică, numai fizică și chimie. Trebuie să aduni anumite credite, ca la sfârșit să poți absolvi liceul. La noi, în Republica Moldova, se învață tot odată și câteodată informația asta e foarte multă și profesorii chiar poate nu înțeleg atât, că noi... Eu cred, ei înțeleg, dar de obicei știți cum... Toți țin la materia lor și vor să predea din ce în ce mai mult despre a lor. Dar și nouă ne vine foarte greu pentru că noi avem dat 13-14 materii și vin toți cu materiile lor la fiecare obiect. Și se așteaptă că noi toți știm la fiecare. Dar asta chiar e foarte greu și o săptămână e foarte... Așa, îți vine tot 14 obiecte deodată. La americani e fiecare zi aceleași obiecte, 7 ore pe zi. 7 ore, da, 7 lecții, că ora era 45 minute și 50 minute era, dar am avut și în fiecare zi același obiect aveam. Și în fiecare zi practic temele la același obiect, dar parcă intra mai ușor, parcă înțelegeai materialul mult mai bine și metoda de predare. La mine în școală era foarte bine modernizată. Erau table electronice, erau proiectoare, erau tot prin metoda asta. Făceam teste online, jocuri ne jucam și un fel de teste fulger, așa, foarte rapid și făceam competiții în clasă și era foarte interesant. Și, dar la noi aici, în școală, eu câteodată îmi puțin plictisitor, cu foarte mult scris, foarte mult scris și înveți și așa înveți foarte mult și care câteodată chiar pe urechi intră pe una iasă, cum se spune. Tu ai pierdut un an de studii în Moldova, la liceu. Vine bacalaureatul. Anul ăsta cum îl compensezi? Eu am pierdut, nu că am pierdut, eu cred că am câștigat mai mult, dar clasa 11-a am făcut-o acolo, cu toate că eu am fost introdus în școala lor ca clasa 12-a, după anul nașterii. În general, eu cred că o să mă descurc, pentru că cu profesorii înțelegi foarte bine și eu cred că
ei înțeleg chestia asta și eu însă dau diferențe, eu dau diferențele, tezele și dau teste la fiecare obiect. Și trec anul, da? Pentru bacalaureat, partea pozitivă, nu am învățat 13 obiecte, am doar 4. A doua parte, da, cam matematică, cam a patrulea care la lec, cred că biologie, geografie, care o fie, o să mă axez mai mult pe ele. Nu o să fac multă fizică, multă chimie, multă din astea. O să fac mai mult cei ce-mi trebuie mie acum la bacalaureat. Să înțeleg că nu te-a sustras anul ăsta de învățământ. Parcă nu. Eu m-am simțit așa mult mai liber și după sistema lor foarte bine m-am adaptat și foarte mult mi-a plăcut și câteodată chiar mă gândesc să mai implementez așa. De exemplu, am să folosesc metoda care o foloseam acolo. Făceam online teste și singur învățam, după dânsele, învățam material, îmi puneam întrebări și de aici trebuie să aleg eu răspunsul. Nu știu cum să lămuresc chestia asta, e foarte interesant și deodată intra și memoram și repede. Și am să implementez aceeași chestie aici la noi ca să-mi vină mult mai simplu plus să învăț. Și o să le spun și colegilor, dacă o să le placă, poftim. Povestește-ne cum a fost în familie. Ai trăit practic un an, 10 luni de zile într-o familie străină. Cum e asta? Pentru mine nu a fost străină. În primul rând, i-am cunoscut din prima zi de când am aflat că sunt finalistă Flex. Asta a fost 6 martie 2018. Că eu am fost contactată în aceeași zi de mama gazdă, am fost contactată online și ea mi-a făcut, s-a introdus și am făcut cunoștință și după să-mi povestească despre alți elevi și că eu sunt așa, că e ca așa, noi avem experiență, ce la noi, cum la noi, când vii, ce facem. Familia a fost foarte, foarte primitoare, da? Am ajuns la aeroport, țin minte, eu nu mă așteptam să vin așa de aproape, că eu mă îndreptam spre zona de bagaj, dar eu eram încă cu altă fată din Republica Moldova și ne îndreptăm noi spre zona de bagaj și ei erau acolo cu un panou pe care scria bine ai venit, Vada, în limba engleză. Și așa mă uitam și ei ridică panoul în sus și bucuroși, ne-am îmbrățișat, era foarte, foarte, parcă ospitalier, foarte bucuroși să mă vadă. Și când m-am dus acasă, mi-au arătat camera, m-au introdus prin apropieri, familia, la fiecare membru a familiei, pe urmă am fost următoarele zile să mă cunoască. Cu sora gazdă ne-am înțeles liber, e 7 ani, eu mi-mi plac copiii ăștia mai mici, eu mă înțeleg foarte bine cu ei și am un frate și o soră și pentru mine asta problemă nu a fost. Așa că foarte bine ne-am înțeles, am făcut multe activități împreună, mama mea făcea voluntariat la adăpostul de animale și m-a introdus pe mine la adăpostul de animale. Bunica mea gazdă făcea voluntariat la bibliotecă, m-a introdus pe mine la bibliotecă. Bunicul meu gazdă era muzicant, avea de toate instrumentele, putem să învăț de toate, de unde vreau până unde vreau. Familia mea gazdă avea pian și mi-i place pianul și m-am apucat așa puțin de lecții de pian. De asemenea, ieșeam în oraș la evenimente diferite, am avut chiar în prima săptămână când am ajuns, am avut un fel de festival și am ieșit împreună acolo, pe urmă ne duceam și ieșeam să mâncăm undeva în oraș sau la cumpărături, pentru că la ei tot cumpărăturile se fac o dată pe săptămână și se cumpără tot odată. Și tot așa făceam multe lucruri împreună, da? Mă ducea la școală, mă ducea dimineața tatăl gazdă, dar înapoi vineam cu autobuzul ăsta galben popular american. Și foarte bine ne-am înțeles. Cu mama gazdă ieșeam mult, ei plăceam mâncarea chinezească și ieșeam mult să mâncăm mâncarea chinezească. Spuneai că toți sunt voluntari acolo și cei care te-au găzduit, da, da, da. Până la a treilea, nu știu, nivel. De unde se trage asta? Mie îmi place mult că este activ social, da? Se implică peste tot, prin spate tot. Și, de exemplu, fac voluntariat la adăpostul de animale. Unde am făcut ce? Mă duceam acolo 3-4 ori pe săptămână. Câteodată mă duceam cu unchiul meu gazdă, că el era cu câini. El era mare fan câini și eu tot așa îmi plac câini. Și plimbam câini. Fiecare duminică eram acolo ca să le dăm apă, mâncare și să ne asigurăm că tot e curat și așa mai măturam pe unde trebuia. Dar cu mama gazdă ne duceam la pisici. Ei plac pisicile, ei avea 2 pisici acasă. La general, ei foarte mult cu animalele. Au animale în casă și le tratează ca membri a familiei, parcă. Și le țin în casă, nu prea pe afară. Pisicile nu ieșeau deloc afară și câteodată chiar erau tratate ca membri a familiei, știți? Și era foarte interesant. Și în altă, de exemplu, voluntariatul cu copiii, ceea ce îmi place mie mai mult decât cu animalele, dar cu copiii era foarte vesel. Aveam, fiecare dată la 2 săptămâni, aveam
ora de povești, să spun așa, și citeam o carte, câteodată citeam eu, câteodată citea bibliotecara, dar le plăcea mai mult când citeam eu și aveam câte o temă în fiecare săptămână. De exemplu, astăzi avem înghețată, săptămâna viitoare, dar peste două săptămâni când era altă ora poveștilor, aveam tema prințesă și dragoni și tot eram, citeam cărți și după asta aveam jocuri, după asta aveam poate filmulețe, le prezentam ceva sau dansuri și dansam. De exemplu, am avut mi-a plăcut mie, da, am organizat de două ore, le-am organizat seara artei, pentru că sunt absolventă școlii de arte, Marice Botar din Cahul, și am decis să-mi implementez abilitățile artistice în state. Ce am făcut eu? Le-am organizat copiilor, da, două seri de Halloween și de Crăciun, în care le-am arătat cum se pictează, câte două proiecte în fiecare zi am avut atunci. În apropiere de Halloween am făcut un proiect cu ei în care am pictat case așa mai sumbre și am avut și un dovleac. Și de Crăciun am făcut un brad de Crăciun și un om de zăpadă. Și foarte mult le-a plăcut la copii și la părinți. Și părinții tot așa erau vesele să vadă că cineva a dat pe hotare, venit să implice la ei. Cum ne place și noi să vedem cum vin de pe hotare, să implică la noi. Și chiar menționam mai devreme că era o doamnă, ea avea, a spus că are o prietenă în Tiraspol. Și la urmă a venit cu un bilet la mine, și pe bilet era scris în limba română că vă mulțumim. Și eu, așa sunt de lacrimile, că era în limba română și mi-a spus că are prietenă în Moldova și foarte bine m-am simțit pe chestia asta. În Cahul voluntariat ai făcut? În Cahul sunt acum și eram și înainte voluntar la birou de probațiune Cahul. Și voluntariat m-am implicat în activități, a fost într-un an, a fost festivalul de sport, ceva erau în parc, era organizat de Kaufland și de Fondul pentru Tineri. Acolo am participat, pe urmă la Moldox am fost și ca voluntar am fost, dar am fost la atelier, am participat. Și peste tot, cam unde se poate, eu mă duc și mă implic. Mie asta îmi place. Mie îmi place să fiu activă peste tot ce se poate. Și e bine așa, când te implici, cum am învățat în America, voluntariatul este cea mai bună oportunitate de a da înapoi comunității, da? Pentru că comunitatea îți oferă ceva și asta e felul tău de a mulțumi, de a da înapoi. Cam așa. Ai spus de birou de probațiune. Corect. Ce fel de voluntariat se face la birou de probațiune? Cei care nu știu, birou de probațiune este o organizație care răspunde sau care ia în vizor persoane deținute, eliberate, da, cu termen condiționat. Da, nu chiar în zona asta. Noi am organizat pentru copii din 1 iunie, am avut niște activități informative, dar am avut, de exemplu, karaoke, le-am făcut în parc, așa, la general, ca mici voluntari. În general, din formație, câteodată se organizează, da, seminarii și se informează tinerii despre anumite activități. Câteodată sunt sărbători naționale, dar nu sunt de sărbători, sunt un fel de evenimente. Cu foștii deținuți? Nu, nimic, nu, asta noi nu. Ok, ce ți-a plăcut cel mai mult în SUA? În plan alimentar, mâncare mexicană. Dar așa, mi-a plăcut foarte mult sistemul de învățământ, faptul că ești foarte activ, de asemenea drumurile și că foarte mult poți, chiar și o comunitate mică a avut foarte mult. Eu am trăit într-o zonă, orașelul meu, 6.000 de persoane, da, în comparație cu Cahul, cât are Cahul, 30.000? Da, așa. Ca un sat. Ca un sat, da, într-un fel, într-un sătuc, spunem 6.000. Eu am avut restaurant de mâncare mexicană, restaurant de mâncare chinezească, loc pentru, da, patini, role cu patini să te dai pe acolo, era un loc amenajat. Un fel de mini-teatru, tot așa se uita filme, și în apropiere erau supermarketuri mari, te se duce și la americani, credeți-mi, foarte mult îmi place să iasă, prin magazin, pur și simplu, să plimbe. Și asta tot într-o localitate de 6.000. Așa, și foarte mult asta chestia. Și eu anume am trăit într-o zonă foarte aproape de, este un oraș mare, St. Louis, și de obicei elevii, da, flexerii, sunt așezați în localități suburbii, aproape de orașe mai mari. Nu suntem în dreptă zona cea mai aglomerată, dar suntem așa, mai pe la capăt, mai pe la periferie.
Și orașul, dacă era mare, și aveai ce să faci acolo. Tot ne duceam la muzee, la grădină botanică, zoologică, așa o grădină zoologică mare, aveau de toate animalele, am văzut acolo, credeți-mă. Pe urmă, am fost pe muzei, am fost la muzee, am fost cu școala, organizau excursii. Am ales să fac sport, am făcut fotbal feminin în state și cu echipa ne duceam foarte mult, călătoream prin școli. Și ne duceam în altă școală la o competiție și la alta și tot așa spune și călătorie și mai vezi. Una mai vezi alta. Ba da, ce trebuie să știe tinerii înainte de a ajunge în SUA? Despre SUA, evident. Ok, SUA nu este ceea ce se vede în filme. Credeți-mă, nu sunt orașe mari, nu sunt petreceri, nu știu de care, nu sunt la școală grupul de fete rele și grupul de copii cu minți sau nu știu cum, nu e așa divizat, nu e în filme, nu e ca în filme. Este mult mai simplu, mai ales că, din nou, comunitățile sunt mici, în care trăiesc, de obicei, elevii de schimb de experiență. Ce trebuie să știe? Chestia e că ei te primesc cu brațele deschise, dacă ești și tu deschis. Așa că nu trebuie să eviți, da, să faci contactul cu ei, nu trebuie să te rușinezi, că n-a să mă accepte, că tot o să te accepte. Ei nu își judecă chestia asta, dar fii un pic mai deschis. Din nou, nu este ca în filme, ei se îmbracă foarte simplu, chestia asta, pe de parte nu-mi place, pe de alta da, pentru că foarte mult sportiv, training, casual, dar noi suntem învățați mai mult cămeși, fuste, chestii de-astea mai oficiale, la ei nu este chestia asta și câteodată mă duceam la școală în cămașă, când place mie, așa, și așa se uitau, mă complimentau, dar îmi spuneau că arăt bine. Dar câteodată parcă mă simțeam incomod că arătam așa oficial și, da, și nu ca toți. Dar mă rog, știți cum, în Moldova se vedea. Moldova. Mie foarte mult îmi plăcea să prezent. Făceam proiecte, prezentam Moldova ca țară și lor le era interesant și toți spuneau că vrem să vizităm locurile, că le arătam locuri, da, le arătam mănăstiri, că noi avem mult. Știu că familia mea... De la Ionu Cahul le-am arătat semnul nostru cu Iubesc Cahul, dar le-am arătat nufărul, nufărul nostru alb, sanatoriul le-am arătat, le-am arătat de la Valeni, din zonă de acolo, poze, le-am arătat clădiri, să vadă cum e la noi școala, cum e centrul orașului, cum sunt parcurile. Și clasele, chiar am arătat clasa mea și clasa mea se diferenția foarte mult de cea americană. Ce, da, prin ce? Tabla, în primul rând, era acolo, era electronică și era, da, aici în Cahul, e de asta simplă, dăm și mesele sunt individuale, da, pentru fiecare copil, câte una la noi, câte doi. La pereți foarte mult aveau proiecte, deci făcute de copii chiar, foarte, foarte colorate era, nu știu cum, foarte multe fișe cu, poate nu reguli, dar ce ține de obiectul în care te duceai, da, de exemplu, la chimie, că cabinetul meu de biologie era și cabinetul de chimie și acolo vedeai animale, imagini cu animale, imagini cu celule, imagini cu ce ține de chimie și chestiile astea. De asemenea, ce mi-a plăcut, când am arătat, da, fotografii din Republica Moldova și am făcut o prezentare mai întâi familiei mele gazdă. Și tatăl meu gazdă a spus că lor foarte mult îi place când află de vechime. Pentru ei, vechimea la o mănăstire se află, da, 1000 de ani, 2000 de ani, pentru ei este ceva foarte, foarte wow. Pentru că rădăna și țara nu există de foarte mult timp și maxim la aici poate fi 200-400, așa undeva. Dar la noi când află că sunt 2000 de ani, ruine și e foarte interesant chestia asta. Ce ai recomandat tinerilor care vor să aplice la anul viitor la Flex? Da, ce okay. Le recomanda? Ce trebuie să știe? Ce trebuie să facă? Ce să se aștepte? În septembrie se începe primul tur și eu le-aș recomanda să fie ei însuși și să implice, să scrie în eseuri, că acolo să fie foarte multe eseuri, chestii astea, să scrie adevărul despre ei și să deschidă cât mai mult, să se laude un pic prin textul lor, pentru că ei asta caută, persoane care sunt deschise către comunicare și doar să arăt cine sunt ei ca personalitate, da? Și implicate persoane. Corect, și implicate. Le place foarte mult copiii, le plac copiii activi care se implică, copiii care dau dovadă de calități de lideri. Poți fi întrebări de genul că descriu calitatea ta, descrie trei calități a unui lider sau o calitate a ta care te face cel mai potrivit pentru programul Flex. Și aici îți arăți adevărata ta față. Ei
E ca un mini-interviu, cu toate că vei avea parte, da? Dacă ajungi ca în turul 3, vei avea un interviu, dar acolo nu e aceeași chestie, da? Ei încearcă să te cunoască până la interviu, printr-un interviu indirect, prin textele pe care le scrii, prin răspunsurile care le dai la eseile lor. Ce înseamnă să fii lider pentru tine? Să fii lider e să poți... Nu e vorba neapărat să conduci pe cineva. Să fii lider înseamnă să creezi alți lideri. Chiar undeva am citit chestia asta în Statele Unite, că asta e despre lideri, că liderii adevărați nu creează urmași, creează alți lideri. Și este să te implici, să organizezi proiecte, chiar dacă vezi undeva, să aduci și la tine în țară. Programul Flex este, da, programul de schimb pentru o experiență, să te duci acolo să vezi că bine și să vii înapoi și tot aici să implementezi chestia asta, să nu pleci psihotare înapoi, pentru că Moldova tot are nevoie de noi și tot de noi să implementăm noi tineretul, da? Să implementăm ceea ce am învățat peste hotare, să implementăm și acasă. Cu ce idee ai venit? Am idei în ceea ce e legat de copii, pentru că foarte mult îmi place să lucrez cu copii și vreau să organizez ceva anume pentru ei, încă de tabere, poate de artă, poate... o să mai văd, o să mai discut și cu prietenii mei de la Flex și cam ce idei au și ei. La general, sesiuni informative, poate proiecte dedicate poate domnișoarelor, așa, despre vorbire în public, de genul. Așa, până când o să mai vină idei precis. E vrea să mergi la studii în SUA, să revii acolo? Este foarte complicat, e complicată chestia asta. Depinde și de viza pe care o ai, pentru că după programul Flex obții viza J1 și după viza asta nu poți să te întorci în Statele Unite din nou cu aceeași viză decât 2 ani. Trebuie să duci cu o altă viză. Dar la învățământ, dacă aș avea posibilitate, poate. Dar știu că e foarte greu să ajungi acolo. Nu înseamnă că nu e imposibil. Dacă foarte mult vrei, ajungi precis. Dar eu am așa niște... Eu mai aproape de casă. Eu nu vreau foarte mult să plec așa departe din nou. Așa că, da, poate, poate nu. Aș vrea să mă reîntorc să călătoresc, să mai văd locuri. Eu am călătorit așa un pic acolo, cât la general, să văd ce și cum. Dar aș vrea să călătoresc să văd mai mult. Adică îmi place să călătoresc. Așa că, probabil mă voi întoarce cândva. Ce au apreciat colegii din SUA la tine, colegii de școală, hai să spunem, ce au apreciat cel mai mult la tine? Cum tu crezi? Stilul vestimentar. Nu știu precis, nu i-am întrebat niciodată, dar eu cred că lor le-a plăcut că eu sunt prietenoasă și că e deschisă și despre Moldova le-a plăcut să afle foarte multe. Și chiar se mirau, câteodată aveam ora de istorie și le mai spuneam câte un detaliu care vin din Europa. Și erau gen, wow, că cât de multe știi. Da, știu, dar la noi se învață tot la școală, dar ei se axează mai mult pe istoria lor americană și mai mult pe chestia asta. Și când le dădeam, lor le plăcea că da, mă catalogau drept deșteaptă. Da, știam și ce știu toți acum la noi în Moldova, pentru că da, avem mai mult material și când le povesteam despre sistemul nostru, da, despre cum învățăm noi, lor le părea mai bine. Am spus că mi-e bine așa, să știi de toate. Asta până toate, nu vii da? Așa mă gândeam. Până nu faci diferența pe viu. Până nu faci diferența pe viu, nu știi. Că lor, am avut prieteni care spuneau că lor nu le place sistemul lor de învățământ. Și după statistici, nu știu ce, că Statele Unite nu au cel mai bun învățământ din lume. Adică nici nu mă așteptam să aibă, dar că decât pentru mine e foarte bine. Lor tot nu le place. I-am văzut o diferență, da, lor le plăcea chiar cum le povesteam, că noi învățăm tot, chimie, fizică, biologie, română, engleză și îi învață numai ce cum și aleg. Chestia asta tot le-a plăcut. Le plăcea, cred că mă implic, că organizam. Genere, tinerii din SUA sunt implicați, fac voluntariat sau... Tinerii din SUA fac și ei voluntariat, dar ei mai mult se implică în cluburi, da, după școală. De exemplu, în teatru am avut, se implicau foarte mult acolo, da? Musical-uri, în primăvară se implică, în sport, foarte mult se implică în sport. Dar și au unde, au infrastructură. Da, corect, și au unde, organizau, și în fiecare sezon, da, toamnă, iarnă, primăvară, are sportul lui.
Și ei încep antrenamentele când din vară, când nici nu sunt la școală. De exemplu, pentru anul următor, da, 2019-2020, eu început antrenamentele la băieți fotbal, care este toamna. Încep în iunie și la fete care e tuma în martie, următorul an, că la fete sezonul e primăvară, tot în iunie se începe antrenament și se antrenează așa mult și sunt foarte sportivi, foarte pregătiți din punct de vedere atletic. Și tare mult se implică dacă au făcut, de exemplu, fotbal în toamnă, basket în primăvară, basket în iarnă și baseball, că iau baseball, uh-huh. baseball în primăvară băieții, da? Fetele tot așa în... foarte mult la alergat. Este cross country și este încă tot așa de alergat mai era. În toamnă, în iarnă, iar fac volei ori basket și fetele tot pot să leagă fotbal sau softball în primăvară. Și toți fac sport. Asta am observat că este asta că foarte mulți se implică în activități de sport. Ce ar trebui de făcut la noi în oraș, în Cahul, pentru ca a fi un pic mai aproape de orășelul cel unde tu ai fost? Orășelul în care am fost eu, poate n-a fost... Deoparte îmi pare că Cahul e mai frumos ca orășelul în care am fost eu, pentru că chiar așa și este, că avem parcuri, avem... Și acolo era un parc, dar că era așa, puțin mai micuț. Eu cred că ar trebui mai multe zone de agrement, mă refer la... Nu de agrement, dar am avea un teatru, poate. Nu teatru, dar teatru pentru proiecția filmelor, da? Poate restaurante, da, culinaria chinezească, mexicană, chestii care nu le avem în Moldova, poate în Moldova, în Cahul. Din partea asta, așa, mie îmi place destul de mult Cahulul și mi-a plăcut și acolo. Poate, de exemplu, un local, cum am spus, am menționat mai anterior, ei aveau pentru role, da? Se mai ieși cu prietenii, tot era foarte, foarte bine, la un suc, un alta, cam așa. În rest, mi-mi pare că Cahulul, până când e perfect, așa, foarte bine se dezvoltă și în continuă dezvoltare și mi-mi place foarte mult chestia asta. Și am ultima întrebare, tu cu familia în care ai fost găzduită, mai ții legătură? Da. Cum comunicați? Despre ce vorbiți? Acum, recent, chiar le-am trimis niște... Că am participat la un eveniment din cadrul programului Flex. Le-am trimis niște scrisori în state cu... Era o imagine legată de experiență de elevi. Mi-erau așa un fel de felicitare, dar o scrisoare am trimis în state, dar până la asta mai discutăm pe Messenger, pe Facebook, vorbim cum înapoi, cum acolo, ce se mai întâmplă, ce sărbători au avut până am ieșit, chestii de astea la general. Ce mai faci, cum mai duci, da, ținem legătura și cred că o să mai fie așa și o să mai ținem legătura precis. Pentru că dacă ai avut o experiență frumoasă, merită. Dacă vrei să te mai întorci acolo, măcar să ai la cine să te mai întorci, să mai vizitezi prietenii sau familia de acolo. Foarte, foarte bine și menținem contact. Mă bucur că ți-a plăcut. Timpul nostru practic a expirat. Eu te mulțumesc că ai fost și ai povestit nouă și celor care se uită la noi. Mereu. Acolo sunt foarte mulți. Iau chiar și să-i salut pe Cristina Cășleanu. Alina Măraru, Adrian Galajul, salut, Silvia salut. Grosu, Gabriela Milici. Mersi mult că vă uitați. Sperăm că experiența ta va fi utilă și pentru cei care Sper doresc eu. Să meargă în SUA și tot așa vor reveni înapoi acasă și vor încerca să aducă de acolo lucrurile bune și să le facă aici. Noi vă dăm întâlnire vineri cu o altă invitată specială. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și vă spunem la revedere!